Aflată la prima ediție, comuna Agapia a îmbrăcat straie de sărbătoare și a adunat un număr foarte mare de săteni, oferindu-le un program variat de distracție și voie bună. Locația aleasă de organizator pentru manifestări a fost stâna turistică Agapia. Deschiderea a fost oficiată de slujba de TDU. Mulțumim de cântăm și slăvim marea ta milostivire și cu dragoste ca niște roți strigăm ție. Sunt foarte fericit și bucuros, iertați-mă, că a reușit în sfârșit să organizăm prima ediție a Zilei Comunei Agapia. Dacă la început era lumea mai puțină, acum s-au adunat destul de mulți și probabil o să fie și mai mulți în continuare, având în vedere că vor urca mari artiști ca Surucianu, Fuego, Alesia și sperăm să terminăm frumos. Se anunță o seară lungă. Este adevărat, după închiderea acestei frumoase sărbători și focului de artificii, va urma o discotecă pentru tineri în centrul satului, organizată de Ministerul Turismului prin Asociația Valea Ozanei. Au urmat gândurile bune ale autorităților locale și județene, precum și oferirea diplomelor de excelență. Vin cu mare drag în Agapia, ori de câte ori sunt invitat. Am în persoana domnului primar Năstase un prieten, un om care a demonstrat că știe să facă administrație publică și Comuna Agapia și cetățenii Comunei Agapia au văzut că atunci când au ales în persoana domnului primar Năstase, primarul Comunei Agapia, nu s-au înșelat. Realizările domnului primar și ceea ce face domnul primar în Comuna Agapia îi face cinste și cred că după 4 ani de mandat va veni în fața cetățenilor și va avea ce să spună. Le urez cetățenilor Comunei Agapia multă sănătate, împliniri, bucurie și să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste aceste vremuri nu extrem de bune, însă am convingerea că uniți împreună putem să facem față acestor vremuri. Eu mă bucur la acest început de septembrie însorit să ne aflăm într-un cadru natural de excepție. Vă doresc ca, începând cu această primă ediție, domnule primar, să deschideți o tradiție care vă dăinuie în timp în Comuna Agapia. Îmi îndrept gândurile și spre cei care își sărbătoresc azi mulți ani de la căsnicie, către elevii care vor fi premiați astăzi, cât și către cei care vor primi titlul de cetățean de onoare al Comunei, sau vor fi evidențiați din partea Asociației Veteranilor de Război. Acestea spuse și comunitatea așa de numeroasă și așa de diversă vor face cu siguranță ca mersul acestei comune să fie unul bun și foarte bun. După cum vă spuneam, un merit deosebit pentru întreaga activitate care se vede, zic eu, în Comuna Agapia se datorează acestui domn deputat și prieten de-al meu de altfel, Ionel Arseni. Pentru sprijinul moral și financiar acordat în desfășurarea primei ediții a Zilei Comunei Agapia. Domnul Dan Manoliu, vicepreședintele Consiliului Județean. În cadrul evenimentului a avut loc și premierea celor mai tineri membri ai comunității locale, dar și premierea Nunta de Aur. Au urmat artiștii cu un program diversificat de muzică care au încântat sătenii comunei. Dar cine știe cât de mult eu te iubesc.